Dispoziție privind convocarea Consiliului Local, ultimul ședință ordinară, primarul Comunei, ultimul județul Batou. În conformitate cu prevederea articolului 133, alineatul 1, articolul 134, alineatul 1, litera A și articolul 196, alineatul 1, litera B, din ordonanța de urgență a Guvernului României, din 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, dispune. Articolul 1. Se convoacă Consiliul Local, ultimul ședință publică ordinară, în data de 15 februarie 2021. 2, orele 13 la sediul Căminului Cultural Buciu. Proiectul ordinii de zi este următor. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 4 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2025, inițiator primarul Comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli pentru anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2025 pentru școala gimnazială Comuna Buciu, ordonator terțiar de credite, inițiator primarul Comunei. 4 diverse. Domn președinte. Da, mulțumim, domnule primar. Supunem la vot ordinea de zi. Cine pentru? Abțineri împotrivă? Deci ne urmează ordinea de zi. Supunem la vot procesul de aval din ședința anterioară. Cine pentru? Da. Dăm cuvântul domnului primar pentru a expun punctul 1 la ordinea de zi. Referat de motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 4 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău. Doamne și domnilor consilieri, motivat de solicitarea numărul 627 din 8.02.2022, transmisă de ADIS Bacău, prin care s-a transmis hotărârea AGA, ADIS numărul 2 din 26.01.2022, cu rugămintea ca ședința Consiliului Local să fie supusă aprobării, am inițiat proiectul de hotărâre pe care îl analizați și dezbați în această ședință. În fapt, este vorba despre aprobarea actului adițional numărul 4 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău. Prin actul adițional s-a propus modificarea articolului 18 și voi face referire în cele ce urmează la câteva aspecte care mi s-au părut mai importante după cum urmează. ADIS Bacău va transmite lunar fiecărui OAT-u una sau două facturi după caz, în funcție de calitatea OAT-ului ca membru al asociației. Din taxe de salubrizare colectate de la utilizatorii casnici și non-casnici, toate OAT-urile membre vor transfera către ADIS Bacău, conform facturilor emise de către asociație, suma de plată corespunzătoare cantității de deșeuri a fiecărui OAT-u, parte în scopul exclusiv de plată de către ADIS Bacău a facturilor emise de către operatorii pe baza tarifelor aprobate de către autoritățile administrației publice locale. Algoritmul de calcul pentru stabilirea sumei de plată se va aplica asupra facturilor lunare emise de către ADIS Bacău, stabilindu-se în mod unitar suma de plată pentru fiecare OAT-ul în parte, în cadrul fiecărui contract de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipale. Suma de plată aferentă fiecărui OAT-ul din area de deservire a operatorului depozitului și instalațiilor de deșeuri pentru plata facturilor aferente exclusiv activităților de depozitare, tratare, transfer, sortare, compostare după caz, se va calcula astfel. Cantitatea de deșeuri rezituale a fiecărui OAT în parte, prelucrată, intrată în oricare dintre instalații de deșeuri deservite de către operator, stații de transfer sau depozit, se va înmulți cu valoarea de plată F2, rezultatul numit în continuare suma de plată a cantității aferente fiecărui OAT pentru activitatea de operare instalației, ce reprezintă suma sau controvalorarea prestației datorată de fiecare OAT-ul pentru plata operatorului. Cuantumul sumei de plată va fi transmis lunar pe factură emisă de către ADIS către fiecare OAT-ul în parte. În cazul în care un OAT-ul sau mai multe OAT-uri nu achită suma de plată din factură, facturi în termen de 20 de zile de la data primirii facturii, facturile pentru serviciile prestate în cursul lunii precedente, facturile emise de operatorul, operatorii vor putea fi achitate parțial de către ADIS. În acest caz, ADIS va transmite notificări către fiecare operator de salubrizare în care vor fi specificate OAT-urile care nu au efectuat plata conform facturilor emise de către ADIS.
Pentru AT-urile, AT-urile restante se vor aplica de către operatori penalități de întârziere conform prevederilor contractuale, iar în termenul de întârziere de la data scadentă a facturilor, conform prevederilor contractuale, ADIS va transmite către operator solicitarea de suspendare a serviciului pentru AT-urile respective. Acestea sunt cele mai importante modificări aduse documentului de poziție prin actul adițional numărul 4 la proiectul amintit, de pentru care, dacă sunteți de acord, propun aprobarea în forma prezentată. Domnul președinte. Da, mulțumim. Dăm cuvântul președintului de specialitate. Mulțumesc. Membrii Comisiei Juridice au studiat și au aprobat proiectul inițial de către domnul primar. Mulțumesc. Mulțumim. Propunem la vot. Da, dăm cuvântul domnului primar pentru a-i expune punctul 2. Referat de motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și estimarea pentru anii 2023-2025. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2022 a fost structurat în două părți distincte, partea de venituri și partea de cheltuieli. De asemenea, sumele prevăzute în proiectul de hotărâre au fost alcătuite atât din venituri proprii, cât și din sume repartizate Comunei Bucim prin adresa numărul 86 în 501-2022, transmisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău, adresa numărul 3288 din 802-2022, transmisă de Consiliul Județean Bacău, în contul de execuție parte de venituri al Comunei Bucim la 31-12-2021. În cele ce urmează, voi face referire separat la fiecare din aceste părți, după cum urmează. Venituri, bugetul local 2022, secțiunea de funcționare. Bugetul din cadrul acestei secțiuni totalizează 4.450.000 lei și va fi format din 1. Venituri proprii provenite din impozite și taxe locale pe care le-am preconizat în anul 2022 la suma de 904.000 lei. 2. Cote defalcate din impozite pe venit 277.000 lei. 3. Sume alocate din Consiliul Județean Bacău 584.000 lei. 4. Sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean, 400.000 lei. 5. Sume defalcate din TVA, alocate de AJFP Bacău, pentru finanțarea cheltuielilor decentralizate, 806.000 lei. 6. Sume defalcate din TVA pentru drumul de la Consiliul Județean Bacău, 216.000 lei. 7. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului locale, 1.763.000 lei. 8. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, 750.000 lei. 9. Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, 50.000 lei. 10. Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de energizare sistematică, 2.000 lei. Secțiunea de dezvoltare. Bugetul din cadrul acestei secțiuni va fi format din 4.095.000 lei și proveniți din următoarele surse. 1. Vărsăminte din secțiunea de funcționare, 750.000 lei. 2. Sume alocate din PNDL-ul, 3.345.000 lei. În ceea ce privește veniturile proprii al Comunei Bucim pentru anul 2022, pot să vă menționez faptul că s-a făcut o estimare a încasărilor, iar în urma acestei estimări s-a ajuns la suma totală de 904.000 lei. Această sumă urmează a fi colectată la bugetul local din impozitul pe venituri din transferul proprietăților imobiliare, impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, taxe judiciare și extrajudiciare, de timpul că alte impozite și taxe, impozitul pe mijloace de transport, venituri din închirieri și concesiuni, venituri din prestări servicii, apă, amenzi, penalități și confiscări, precum și din taxa specială de salubritate. Aceasta a fost situația veniturilor la bugetul local al Comunei Bucim pentru anul 2022. Cheltuieli bugetul local anul 2022, secțiunea de funcționare. Capitolul 5102, 1.920.000 lei, din care 1.500.000 lei pentru cheltuielile de personal, reprezentând salariile demnitarilor funcționarilor din aparatul de specialitate și indemnizațiile consilierului local pentru anul 2022 și indemnizații de hrană și vouchere de vacanță pentru aparatul de specialitate aferent anul 2022. 400.000 lei pentru bunuri și servicii, reprezentând prestări de servicii pentru întreținere și funcționare, furnituri de birou, materiale de curățenie, cheltuieli cu energie electrică, telefoane, fax, internet, timbre, poștale recomandate, abonamente, presă, combustibil pentru autotrain și microbus școlar, lemne, obiecte de inventar, formulare tipizate, tonere, hârtie, xerox și descris, materiale necesare pentru buna desfășurare a activității în cadrul unității. 20.000 lei pentru cotizația ADIP, ADIS și GAL. Capitolul 5602,
150.000 lei în sumă ce reprezintă contribuția comunei la finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap pentru anul 2022. Capitolul 6102, 10.000 lei pentru acționarea de materiale pentru protecția civilă. Capitolul 6502, 293.000 lei pentru bunuri și servicii din care 213.000 lei pentru cheltuielile privitoare la articolul 104, alineatul 2, litera B și E din Legea Educației Naționale numărul 1 pe 2011, reprezintă cheltuieli cu formarea continuă și evaluarea personalului, cheltuieli cu evaluarea periodică internă a elevilor, cheltuieli materiale și servicii și cheltuieli cu întreținerea curentă. 50.000 lei pentru decontarea transportului cadrelor didactice pe baza adeverințelor privind costul abonamentului sau biletul de către operatorii de transport sau cu autoturismele personale. 30.000 lei pentru reparație curente la șarpanta de la grupul sanitar al școlii Lăcăuți, sumă susținută din veniturile proprii al bugetului local. 41.000 lei pentru stimulente educaționale și drepturilor copiilor cu CES. 104.000 lei pentru acordarea bursei școlare, sumă repartizată de GFP Bacău. Capitolul 6702, 50.000 lei bunuri și servicii din care 35.000 lei pentru bunuri și servicii și procurare materiale, culte și cămine culturale, 15.000 lei pentru susținerea cultelor. Capitolul 6802, 550.000 lei din care 500.000 lei pentru plată indemnizației persoanei cu handicap, din care 448.000 lei de lei alocați din TVA. 50.000 lei pentru ajutor încălzirii locuințe cu lemne și supliment pentru energie, sume alocate de AJP IS Bacău. Capitolul 7002, 695.000 lei bunuri și servicii din care 225.000 lei pentru plata apă rece consumată, energie electrică de la rezervoare și pompe. 170.000 lei pentru iluminatul public și reparațiile curente la rețeaua de iluminat. 50.000 lei pentru montare lămpi. 250.000 lei sumă ce reprezintă ce urmează a fi primită de la Oficiul de Cadastru Bacău pentru Cadastru General. Capitolul 7402, 421.000 lei bunuri și servicii din care 350.000 lei pentru plata salubritate, sumă ce provine parțial din încasarea taxei de salubritate de la cetățenii comune, restul fiind susținut din alte venituri ale bugetului local. 71.000 lei pentru servicii întocmire, documentație, autorizare, APE, mediu, ISU și întabloare la noua investiție finalizată privind lucrarea înființare rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare și stație de curare în satul Buciu, în comuna Buciu. Capitolul 8402, 216.000 lei, bunuri și servicii pentru dezăpezire și prestări servicii, drumuri, achiziționare de combustibil pentru buldo, excavator și serviciile de întreținere pentru acesta. Cheltuiel buget local anul 2022, secțiunea de dezvoltare. Capitolul 6602, 20.000 lei pentru parte de cofinanțare pentru obiectivul dotare modulare Centrul Integrat Comunitar în comuna Bucium, cererea de finanțare depusă la ADR Nord-Est, a obținut 71 de puncte și suntem la etapa de precontractare. Capitolul 6702, 30.000 lei pentru acționarea costume populare, cererea de finanțare depusă la AFIR, a fost aprobată și se așteaptă semnarea contractului de finanțare. Capitolul 7002, 50.000 lei pentru decontarea prestării servicii și documentației avize pentru proiectul modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Bucium, județul Bacău, proiect ce urmează a fi depus pe AFM în momentul în care se deschide sesiunea de depuneri, deoarece în luna decembrie 2021 s-au epuizat fondurile și nu mai am putut depune. Capitolul 7002, 30.000 lei pentru finanțarea actualizării și avizării PUG-ului. Capitolul 7002, 1.308.000 lei pentru finalizarea obiectivului extindere rețea alimentare cu apă în satele Bucium și Lăcăuți, comuna Bucium, județul Bacău, obiectiv finanțat prin PNDL 2 și bugetul local. Capitolul 7402, 2.572.000 lei pentru finalizarea obiectivului extindere rețea canalizare în satele Bucium și Lăcăuți, comuna Bucium, județul Bacău, obiectiv finanțat prin PNDL 2 și bugetul local. Capitolul 8402, 85.000 lei pentru decontarea servicii întocmire de ATC, documentații și avize pentru obținerea o modernizare prin asfaltare drumuri locale în satele Bucium și Lăcăuți. Domnul președinte? Da, mulțumim. Proiectul a fost discutat în comisia de specialitate. Mulțumim cu președintele comisiei. Mulțumesc. Membrii comisiei buget finanțe au studiat acest material și au dat aviz favorabil.
Mulțumim, supun la vot proiectul. Da, mulțumim. Eu cuvântul domnului primar pentru expunerea punctului 3 în proiectul de hotărâre. Referat din motivare privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea bugetului de cheltuieli pentru anul 2022 și estimărul pentru anii 2023-2025 pentru școala gimnazială Comuna Bucium, coordonator terțiar de credite. Doamne și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre pe care tocmai vi-l prezint în această ședință se referă la constituirea bugetului separat pentru școala Bucium în mod asemănător ca și în anul 2021, bineînțeles după aprobarea bugetului local al comunei. Procedura este asemănătoare cu cea din anul precedent și anume aceea că sumele necesare pentru plata salariilor cadrului de dați și a personalului auxiliar de la școli vor fi plătite de către Inspectoratul Școlar Bacău prin bugetul local al Comunei Bucium, urmând a fi transferate doar sumele pentru cheltuielile cu bunuri și serviciile, incluzând aici și transportul cadrelor didactice. Astfel, pentru anul 2022, prin adresa numărul 86 din 501-2022, transmisă de AJFP Bacău, s-a repartizat Comunei Bucium suma totală de 317.000 lei cu destinație cheltuieli pentru învățământ, iar diferența de 80.000 lei a fost repartizată din bugetul local al Comunei Bucium din anul 2022 pentru decontarea transportului cadrelor didactice, 50.000 lei, și pentru reparații curente la șarpantă de la grupul sanitar al școlii Răcăuți. De asemenea, așa cum ați putut observa, în coloanele 4, 5 și 6 am prevăzut și sumele estimate pentru anii 2023-2025 pe baza cheltuielilor estimative ce le-am preconizat. Pentru aceste considerente urmează ca dumneavoastră să analizați proiectul de hotărâre și să-l aprobați în formă prezentată. Domnul președinte, în proiectul a fost studiat în comisia de specialitate, membrii comisiei au studiat acest material și au dat aviz favorabil. Mulțumesc. Putem să punem la vot. Da? Problema este pentru. Putem să trecem la punctul 4, cu ordinea de zi diverse, dacă sunt în scriere. Dacă sunt deschis și probleme. Probleme.